Bună seara, dragi telespectatori, bună seara, oameni buni, sunt Eugen Măruță și vă invit să urmăriți emisiunea Întrebările Zilei. Așa cum v-am obișnuit deja, suntem iată în cea de treia săptămână de campanie electorală, o emisiune de promovare toată luna până pe în apropierea datei de 5 iunie, până la încheierea campaniei oficiale. Până atunci vom aduce în fața dumneavoastră candidați, vom aduce reprezentanți ai mediului politic, cei care s-au înscris în cursa electorală, la cerere a partidelor. Emisiunile acestea, între care și emisiunea Întrebările Zilei, sunt repartizate partidelor. În această seară, Partidul Social Democrat a trimis un reprezentant, o reprezentantă. Este vorba de candidata la primăria Turceni, viceprimarul în funcție, doamna Cristina Cilibiu. Bună seara! Bună seara și mulțumesc Cilibiu frumos pentru invitație! Bine ați venit la TV Sud. O emisiune, așa cum știți, de promovare electorală, vă prezentați proiectele, activitatea, vă prezentați ce aveți de gând să faceți în cazul în care veți obține voturile cetățenilor pentru a deveni primarul orașului Turceni. 10 întrebări, 10 teme comune pentru toți candidații, pentru toată lumea, indiferent de dacă sunt în funcție sau aspiră la o funcție sau sunt într-un partid sau altul. Prima întrebare vizează activitatea personală, CV-ul. După cum am discutat, aveți pregătit un material da, electoral, îl urmărim în următoarele momente. Cristina Cilibiu, candidat PSD la funcția de primar al orașului Turceni, are 31 de ani, este căsătorită și are un fiu în vârstă de 5 ani. După 8 ani de experiență în administrația publică locală, din care 4 în funcția de viceprimar al orașului, Cristina Cilibiu a decis că a acumulat suficiente cunoștințe ca să se poată implica și mai mult în viața urbei, asumându-și statutul de viitor primar. Ca factor activ al administrației locale, Cristina Cilibiu a fost antrenată până acum în rezolvarea mai multor cazuri sociale, cu ajutorul unor ONG-uri care îi sprijină pe cei cu posibilități materiale modeste, și a fost inițiatoarea Asociației Sudul, un grup de acțiune locală din care fac parte 20 de localități. Cu un spirit specific femeii de acțiune, Cristina Cilibiu s-a implicat în activități menite să accentueze spiritul civic al școlarilor din oraș și în atragerea părinților în programe școlare pentru modelarea cât mai eficientă a viitorilor cetățeni de bază ai orașului Turceni. Pentru a demonstra că un oraș poate deveni mai frumos doar printr-o acțiune comună, atât a autorităților cât și a cetățenilor de rând, și pentru a-și dovedi la rândul său simțul civic, Cristina Cilibiu a participat activ la reamenajarea parcurilor din Turceni, la vopsirea gardurilor și la plantarea florilor în locuri special amenajate. Alături de echipa PSD, a cărui membru este de 4 ani, Cristina Cilibiu este cea mai potrivită soluție pentru administrația locală a orașului Turceni, în mandatul care începe după alegerile din data de 5 iunie. Suntem în direct la emisiunea Întrebările Zilei. Ați urmărit un material de promovare a candidatului Cristina Cilibiu, viceprimar, candidat la postul de primar din Turceni. Dacă mai aveți o completare, completări de făcut la CV-ul dumneavoastră, ceea ce nu s-a spus în material. Da, ce aș fi dorit să spun și acolo în CV-ul nu puteam să spun, sunt candidatul primăriei la Partidului Social Democrat la primăria orașului Turceni. Dar vreau să vă spun că nu m-am gândit niciodată să candidez la primăria orașului. Poate vi se pare ciudat că spun lucrul acesta și niciunul dintre candidați probabil n-a făcut această remarcă. La mine propunerea a venit din partea locuitorilor acestui oraș, din partea unui grup de oameni care își dorește să se implice și să ajute acest oraș să se dezvolte și să prospere. Este un grup de oameni care dorește să se implice activ în lucrurile acestea, sunt mici întreprinzători, sunt persoane fizice, sunt agenți economici care până la urmă împreună dorim să facem ca lucrurile să meargă bine în acest oraș. Eu vreau să profit de experiența acestora pentru că sunt oameni care au reușit să demonstreze că se poate. Ce aș putea să mai spun este că am experiența necesară, știu ce înseamnă administrația publică pentru că lucrez de 8 ani de zile în administrație. 4 ani de zile am fost șefa de cabinet al fostului primar, al domnului Iordache, iar de 4 ani de zile sunt viceprimar, deci știu ce înseamnă administrația publică și alături de o echipă tânără și competentă, așa cum este și echipa mea, avem soluții și ne dorim să aducem și vom aduce Turceniul la un alt nivel, pentru că vom fi echipa câștigătoare. Suntem siguri de lucrul acesta.
Noi cunoaștem problemele, problemele sunt numeroase și le știm și avem soluții pentru ele, ceea ce este cel mai important. Până la urmă, la asta se rezumă, să cunoști problemele și să ai soluții la acestea. Numai alături de o echipă poți să reușești. Eu cred că și primar nu trebuie să le știi pe toate și nu poți să le știi pe toate. Ai nevoie de o echipă de oameni atât în primărie cât și în afara ei, care să te ajute și care să-ți fie aproape și care să, împreună cu ei, să poți să-ți pui în aplicare aceste proiecte. Una din aceste persoane este fostul primar Ion Iordache, care a demonstrat, așa cum am spus, că se poate și de experiența căruia eu aș dori să profit, dacă se poate spune așa. Dânsul va asigura suportul tehnic, dacă vom putea spune, pe probleme de administrație și mediu economic. Va fi consilierul meu personal pentru a mă ajuta să-mi pun în aplicare soluțiile la problemele locuitorilor din acest oraș. Așa cum am mai spus, susținătorii mei doresc să se implice activ nu doar în campanii, așa cum mai peste tot vedem, fiecare are un grup de oameni, se implică în campanie și apoi mai mult sau mai puțin. Nu, aici este vorba de altceva. Sunt oameni care vor ca acest oraș să intre pe un făgaș bun. Împreună cu ei, această localitate își va croi drumul cumva către modernitate și prosperitate, dacă putem spune lucrul acesta. Un prim proiect cu care eu aș dori să încep este... Aș fi dorit să vă adresez aceleași întrebări pe care le-au primit și ceilalți invitați. Cea de-a doua viza problemele pe care le-ați identificat în orașul Turceni. Într-adevăr, așa cum am mai spus, sunt mai multe probleme și sunt în fiecare domeniu, pentru că nu trebuie să ne ocupăm doar de un singur domeniu. În momentul în care dorești să gestionezi o întreagă localitate, normal va trebui să te ocupi de problemele din fiecare sector. În primul rând, administrația. În administrație, cred eu că este una din cele mai importante, pentru că toate proiectele pe care vei dori să le duci la bună îndeplinire țin de personalul din administrație cu care până la urmă îți vei face treaba. Avem nevoie de personal calificat, competent și care va trebui să fie selectat pe principiul competenței. Funcționarul public și oamenii cu care eu îmi doresc să lucrez vor fi, cum să vă spun, aleși, așa cum am spus, selectați și vom face compartimente care să fie aproape de oameni și pentru oameni. O altă problemă este faptul că mici întreprinzători nu au avut susținere până acum. Și până la urmă, întreprinzătorii vor trebui să aibă acea susținere, vor trebui ajutați, pentru că ei, până la urmă, creează locuri de muncă și sunt generatori de venituri. O altă problemă, le vom dezvolta probabil și am spus că sunt pe fiecare sector, în sănătate, care este o prioritate pentru noi toți. În momentul în care n-ai sănătate, nu ai nimic. Lipsa personalului medical de specialitate, ca peste tot în sistemul de sănătate, și la noi este această problemă. Avem soluții și la aceste probleme. Serviciile publice. Toată lumea are nevoie de servicii publice de calitate. Avem probleme în orașul Turceni cu gestionarea câinilor comunitari. Avem probleme cu apa. Nu avem o apă potabilă și vor trebui să fie făcute investiții pe acest sector. La fel, curățenia în oraș, ca și acasă, ați văzut, în momentul în care intri într-o casă curată, parcă ești mai vesel, mai optimist, vii cu altă atitudine, la fel și la noi în oraș. Lipsește acest aspect. La un moment dat, în 2012, ajunsesem să fim cel mai curat oraș din Gorj. Acum nu mai este cazul. Sunt multe alte probleme despre ce aș mai putea să vă spun, în educație, la fel. Până la urmă, care este viitorul țării? Sunt copii. Copiii au nevoie de educație, au nevoie de susținere. Va trebui să îi motivăm că ei sunt viitorul nostru. Cineva îmi spunea și avea mare dreptate, trebuie să investim în educație pentru că cei care sunt acum în școală vor trebui motivați să învețe și scoși pe bandă rulantă, până la urmă, oameni competenți. Ei sunt cei care vor trebui să muncească ca noi să ne luăm pensiile. Până la urmă, muncim pentru ei și pentru noi în aceeași măsură. Ați enumerat câteva proiecte, vorbiți-ne despre soluțiile pe care le aveți pentru a rezolva aceste probleme. Așa cum am mai spus, punctul de plecare pentru toate aceste
probleme și unul important pentru mine este administrația. Îmi doresc o administrație performantă, îmi doresc oameni de calitate și aceștia, așa cum am mai spus, vor fi selectați și evaluați pe principiul competenței. Avem nevoie de oameni de calitate care să știe să-și facă treaba așa cum este cel mai bine. La fel în administrație și consider că este foarte important să înființez și vom înființa un compartiment de consultanță pentru obținerea de fonduri europene. Este foarte important și foarte mulți bani vin de la Uniunea Europeană. Noi doar va trebui să știm să-i folosim și să-i atragem. Totodată, prin acest compartiment de obținere și de atragere fonduri europene, îi vom ajuta și pe mici întreprinzători, pentru că sunt foarte mulți oameni care vor să dezvolte, îi vom ajuta să-și dezvolte o afacere, pentru că în această măsură ei vor crea locuri de muncă, vor aduce din nou bani la bugetul, la bugetul local, pentru că în momentul în care creezi locuri de muncă e și generator de venituri, și îi vom ajuta. Birocrația este foarte mare la noi în țară. În momentul în care omul nu are informația necesară, se gândește, mai fac, nu mai fac, ar fi bine, dar dă un pic înapoi. În momentul în care de la primărie și de la administrația publică are o mână de ajutor, vede că se poate și are cine să-l ajute, va pleca cu un alt avânt. Până la urmă, trebuie fiecare să-și asume responsabilitatea că trăim într-o societate și în ziua de astăzi în care va trebui să te adaptezi. Va trebui să încerci să faci ceva pentru tine. Vedeți, la stat mai merge, nu mai merge, nu știe nimeni ce se va întâmpla. Până la urmă, noi asta vrem, să ajutăm oamenii să-și întreprindă fiecare care dorește să facă ceva până la urmă. Tocmai de aceea se vor acorda facilități tinerilor întreprinzători. Mizez foarte mult pe lucrul ăsta pentru că sunt tânără și știu ce înseamnă. Mi-am dorit dintotdeauna să fac ceva. Am vrut să-mi deschid ceva în privat, dar m-am gândit că cineva trebuie să-și asume și responsabilitatea de a conduce administrația publică. Și acum am mai spus, nu trebuie să știi să le faci pe toate, trebuie să ai viziune, trebuie să ai oameni cu care să lucrezi, oameni de care să asculți. Până la urmă, primarul nu este nici cel mai frumos, nici cel mai deștept, va trebui să asculte de toată lumea, să culeagă ce e mai bine și să ia decizia care trebuie pentru primărie, pentru oamenii din localitate, că până la urmă ei l-au ales și au pus toată încrederea în el și va trebui până la urmă să le arate că încrederea aceasta este meritată. Alte soluții pe care le pregătiți pentru a rezolva problemele comunității? O administrație publică și performantă și până la urmă și un agent economic. De fapt, mai mulți agenți economici, că despre asta vorbeam, că încercăm ca fiecare să-și dezvolte o mică afacere, înseamnă prosperitate pentru întreaga localitate. Totodată o să încercăm să, de fapt nu o să încercăm, o să sprijinim și o să înființăm asociațiile agricole. Noi suntem într-o zonă, deși suntem oraș, avem sate aparținătoare și se practică agricultura. Toată lumea muncește, are fiecare un teren, o vie, un porumb, un grâu, din care își câștigă existența. Este mult mai ușor în momentul în care îi vom ajuta pe oameni și vom înființa aceste asociații agricole. Pentru ei munca va deveni mult mai ușoară și totodată cu folos. Ați văzut în momentul în care îți muncești o bucată de 25 de ani, parcă nu e același lucru în momentul în care se înființează o asociație, sunt 50 de hectare, sunt mai mulți oameni puși la un loc și e o agricultură performantă și până la urmă dă roade. Ai pentru ce să muncești? Pentru că acum foarte, foarte multe terenuri nu sunt muncite. Tocmai de asta că nu a avut cine să-i susțină, nu a avut cine să-i ajute, nu a avut cine să-i îndrume să facă o agricultură performantă. Și omul a fost dezamăgit, a zis mai bine las așa. Este și o problemă majoră la noi în localitate. E problema titlurilor de proprietate. Mulți oameni, nu doar la noi în localitate, și în Togorju și în mai toată țara, nu au titluri de proprietate. Tocmai de aceea, unul din proiectele noastre și soluția, până la urmă, și la înființarea acestor asociații agricole, este ca fiecare persoană să aibă titlul de proprietate. Este un program care se derulează prin Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
în care în 3 ani de zile fiecare locuitor al orașului Turceni va avea titlul de proprietate și cadastru. Astfel va fi mult mai ușor pentru toată lumea, atât pentru noi ca și administrație, cât și pentru oameni, să poată să se asocieze și, până la urmă, sunt cei care nu vor să-și muncească terenurile, le vor vinde. Sunt mai mulți oameni care doresc să facă agricultură, dar nu pot să achiziționeze terenul și decât să faci agricultură pe 5 hectare, mai bine te lași pe gubaș. În acest fel vor putea să achiziționeze bucăți mari de teren, le vor munci și astfel va fi mult mai bine pentru toată lumea. Ce alte proiecte, la modul concret, aveți pregătite în cazul în care veți fi aleasă primar al localității? Un alt sector foarte important este sistemul de sănătate. Sănătatea, ca pentru toată lumea și pentru mine, este o prioritate. Lipsa personalului medical specializat e o problemă. E o problemă în toată țara, dar este și la Turceni. Și pe mine mă îngrijorează și tocmai de aceea am găsit și soluția. Vom crea facilități pentru a atrage acest personal medical specializat, le vom oferi locuințe, că până la urmă un medic bun care vrea să vină la Turceni, pentru că avem nevoie de el și este din Târgu Jiu, din Craiova, de la Severin, nu va putea să vină niciodată, pentru că salariile sunt așa cum sunt, iar pe transport se cheltuiesc foarte mulți bani. În momentul în care îi oferi cazare și omul vine, are unde să locuiască, poate și aduce și familia acolo, este mult mai bine. Își dorește să vină la Turceni și până la urmă să facă ceea ce trebuie. Avem nevoie de acești oameni care sunt specialiști și să ne ajute să stăm pe picioare, să fim sănătoși. Condițiile de muncă la Spitalul Orășenesc Turceni sunt unele foarte bune. Chiar pot să mă mândresc, acest spital a fost acreditat de curând cu punctaj maxim, cu cel mai mare punctaj din județ. Deci condițiile sunt unele foarte bune, doar că avem această problemă a lipsa personalului medical. În mai toată țara e, pentru că majoritatea tind să meargă în afară, pentru că salariile sunt mult mai bune decât la noi. Până la urmă va trebui să facem ceva și vom oferi aceste facilități ca oamenii să rămână aici la noi, ca oamenii să vină la Turceni și să poată să-și facă meseria și noi să profităm de ei. Totodată, Spitalul Orășenesc Turceni și medicii de acolo, cât și celelalte cadre medicale, vor colabora cu centre universitare. Va fi obligatorie această colaborare, va trebui să facem schimburi de experiență, va fi bine și pentru noi și pentru celelalte centre. Oamenii, vedeți, și la noi în spital sunt mulți oameni care își doresc să-și pună în practică meseria, dar nu au cu cine să colaboreze, nu au poate experiența necesară. În momentul în care colaborezi cu centre renumite, ai de unde să înveți, ai de unde să pleci, ai de unde să capeți o experiență și este mult mai bine așa. Nu știu despre ce să vă mai vorbesc acum, pentru că sunt foarte multe, nici nu mai știu cum. Și despre sursele de finanțare pentru proiectele pe care sursele de finanțare, bineînțeles, vor fi și de la bugetul local. Suntem o primărie care, de bine de rău, putem să susținem o parte din proiecte, dar, așa cum am mai spus, mulți bani vor veni pe fonduri europene și va trebui să profităm de ei. Este păcat să nu profităm de această șansă. Foarte multe proiecte se vor derula pe baza atragerii de fonduri europene. De exemplu, acum am văzut, s-a lansat ghidul pentru 2016-2020, unde se pot accesa și pe sănătate, că tot vorbeam de sănătate, pentru asigurarea aparaturii de specialitate. Un spital care este curat, care are, așa cum am spus, că vom atrage medici și personal de specialitate, va avea nevoie și de aparatură de specialitate cu care să lucreze. Vom accesa și avem deja pregătit acest proiect prin care vom moderniza și vom aduce aparatura necesară în acest spital, ca oamenii să beneficieze de tot ceea ce este mai bun. Alte proiecte care să, mă rog, să îmbunătățească sensibil condițiile de viață din Turceni? Da, totodată. E un oraș legat de o activitate energetică, de o termocentrală. Da, am mai vorbit despre acest proiect și până la urmă
prin colaborare cu cei de la Termo, de la CEO, de la Termocentrala Turceni, am considerat că este necesar să reabilităm conducta de agent termic care intră în oraș. Termocentrala plătește ca să răcească acest agent termic, ca să poată să-l arunce în jiu, iar noi vom profita de acest lucru. Vom reabilita conducta de agent termic care va merge până în oraș. Oamenii vor beneficia de acest lucru. Până la urmă, eu cred că este un lucru extraordinar de binevenit. Condițiile vor fi mult mai bune, costurile facturilor vor scădea și, bineînțeles, și toate celelalte cheltuieli. În momentul în care vei avea un apartament încălzit bine, nu vor mai exista nici alte cheltuieli. Iată, am ajuns la finalul primei părți. Rămâneți în continuare cu TV Sud. După câteva minute revenim. Suntem în direct la emisiunea Întrebările Zilei, o emisiune de promovare electorală pe toată durata campaniei acesteia electorale. Pe 5 iunie încheiem seria de emisiuni sau chiar înainte de data alegerilor, potrivit legislației, potrivit prevederilor CNA. Stăm de vorbă în această seară cu un candidat la o primărie, primăria orașului Turceni. Este vorba de doamna Cristina Cilibiu, reprezentantă a Partidului Social Democrat, partid care are în această seară repartizat timp pentru această promovare electorală. Am discutat în prima parte, am ascultat-o pe doamna Cilibiu vorbind despre proiectele pe care și le propune. Să urmărim înainte de partea a doua, de debutul părții a doua, un material electoral. Mă numesc Cristina Cilibiu și sunt candidatul Partidului Social Democrat la primăria orașului Turceni. Alături de o echipă tânără și competentă, avem soluții la toate nevoile orașului nostru. Pentru mine, sănătatea este o prioritate. Una din problemele importante și majore în sistemul de sănătate este lipsa personalului medical de specialitate. Noi avem soluții. Națiunea românească, cu stânga vom învinge, iar răul... Îmi doresc ca instituția pe care o conduc să performeze și să fie mai aproape de oameni. Soluțiile propuse doamna Cristina Cilibiu sunt soluțiile în care eu cred. Vom atrage toți tinerii din Turceni pentru practicarea sportului. Vom reda un aspect optim bazelor sportive pentru acest lucru. Sunt Mărgineanu Lucian, președintele Asociației Club Sportiv Știința Turceni. Este nevoie de motivarea tinerilor pentru practicarea sportului. Susțin Cristina Cilibiu pentru primăria orașului Turceni. Pentru România și focă împreună o viață mult. Investim pe termen lung, investim în educație. Avem prea mult șomeri ieșiți de pe băncile școlii. Alături de doamna Cristina Cilibiu am desfășurat numeroase proiecte și susțin primar Cristina Cilibiu. Prin proiectul meu doresc să promovez adevăratele valori pe baza cărora este structurată o societate sănătoasă. Atât tinerii cât și vârstnicii au dreptul la o viață mai bună pe care o pot realiza numai prin muncă, corectitudine și perseverență. Dacă împărțim aceleași principii și valori, votează Cristina Cilibiu și echipa PSD. Suntem în direct la emisiunea Întrebările Zilei. Am urmărit un material de promovare electoral a candidatei Cristina Cilibiu, iată, în cursa pentru primăria Turceni, pentru postul de primar. Vorbim în partea a doua despre campanie electorală, relația cu partidele și politicienii. Cum vi se pare această campanie electorală după schimbarea legii electorale? O lege, iată, care și-a propus să aducă unele îmbunătățiri. Dacă ați găsit îmbunătățirile, dacă ați detectat și neajunsuri, care este părerea dumneavoastră? Eu cred că modificarea legii 115 pe 2015, că aceasta este noua lege în ceea ce privește, care stabilește reglementările legii electorale, este una destul de binevenită. Până la urmă, era nevoie ca și noi să tindem către modernitate, către liniște. Este o campanie și se derulează campanii decente, discrete, dacă am putea să spunem. Cred că oamenii
era un pic cam sătul de atâta nebunie, cu goarne, cu mașini, cu lipite afișe peste tot, era o întreagă nebunie. Acum totul parcă e un pic mai discret, mai frumos. Oamenii oricum știu ce au de făcut. Nu mergem noi pe ultima sută de metri să-i convingem. Oamenii își fac o idee încă din timpul anului, cu o lună, două, trei înainte, pentru că ei știu că urmează alegeri, văd care sunt candidații și până la urmă la alegerile locale își cunosc oamenii, cunosc cine sunt și au deja o idee. Nu este ca la alegerile de la județ, de la prezidențiale. La alegerile pentru primăriile localităților și a orașelor, omul e din sat sau din localitate, cum spune lumea, și îl cunosc deja. Știu cine este, cine sunt părinții, din ce familie vine, unde a făcut școala, ce a realizat, ce n-a realizat, e bun, nu e bun. Oamenii sunt deja, știu aceste lucruri și în mare parte sunt hotărâți. Stimulente electorale, cu sau fără ghilimele? Nu, par cred. Par să fie, s-au dispărut, n-au dispărut, cum... Cred că au dispărut, pentru că miza este foarte mare. Nu cred că se mai avântă cineva, se mai aventurează în a face lucruri de genul ăsta. Frica este destul de mare și, până la urmă, este normal să avem și noi o lege care să reglementeze foarte bine aceste lucruri. E viitorul nostru al tuturor, este votul fiecăruia și ar trebui să aibă responsabilitatea acestui vot. E un avantaj, un dezavantaj? Faptul că... Mă rog, unii așteptau să primesc, alții văd că e o chestiune pozitivă, că nu mai primesc. Eu cred că este un avantaj pentru noi toți. Până la urmă, este și aceea categorie de oameni care s-au obișnuit să primească. Da. O găleată, un fular, un pix, un nimic. Da, dar până la urmă, ce înseamnă un nimic? Votul este, așa cum pentru toată lumea contează, e o responsabilitate și ar trebui să o purtăm pe umeri, că până la urmă ne plângem după 4 ani, ce facem, primim un fular, un pic sau ce mai știu ce, o găleată sau ce se primea înainte, ne dăm votul și apoi ce facem? Stăm și ne plângem 4 ani, vai de mine ce am făcut? La urmă, lumea trebuie să conștientizeze că lucrurile nu mai pot merge așa, fiecare va trebui să știe ce face și să voteze în cunoștință de cauză. Un om care să reprezinte, care crede el că reprezintă și care îi va rezolva sau are soluția sau nu are la problema lui. Fiecare are câte o problemă. Poate fi îmbunătățită, au apărut probleme unde candidați dumneavoastră? Poate fi îmbunătățită actuala lege? Nu, nu au apărut probleme. Știți cum e, că în fiecare campanie electorală nu poate să fie totul perfect. Se mai întâmplă, se mai rup un afiș, dar e mult mai discret față de alte campanii. Deși sunt tânără, am mai participat și la alte campanii în anii trecuți, cel puțin am în spate 2 campanii de alegeri locale în 2008 și în 2012, unde lucrurile n-au stat deloc așa ca și acum. Unde e liniște, e bine deocamdată. Care sunt, relațiile, raporturile cu adversarii politici, cu partidele politice în această campanie, după campanie? Ce vreau să spun, că mai sunt încă 2 săptămâni de campanie, până la urmă e doar începutul. Să sperăm că va fi o campanie civilizată. Eu asta îmi doresc, pentru că e normal ca un tânăr ca mine, nu doar eu, sunt foarte mulți care vin cu această idee de comportament adecvat. Poate ceilalți și toți ceilalți candidați ai mei nu sunt atât de tineri și sunt, cum aș putea să spun, forjați un pic în politica asta. Noi vrem să schimbăm modul de a face politică. Poți să faci politică și frumos. Politica, așa cum crede toată lumea și cei mai mulți locuitori din Turceni, dacă întreba politica, este o mizerie. Politica poate fi făcută și frumos. Oamenii trebuie să-și recapete încrederea în oamenii politici până la urmă. Poate fi făcută și altfel, poate fi făcută și civilizat, nu doar să arunci cum o cirlă în contracandidat sau în partidele politice adverse. Dacă toată lumea ar merge pe premiza asta, merg, mă prezint, spun cine sunt, ce vreau să fac, care sunt problemele pe care le-am sesizat, care sunt soluțiile mele la aceste probleme, cred că omul ar avea de unde să aleagă. Dar în momentul în care
vin ceilalți și nu se promovează, nu spun ce vor să facă sau se duc și spun eu le voi face pe toate, asta este o minciună. Cine vine și spune eu le voi face pe toate, voi face apă, voi face canal, voi face Turceniu din Turceni, New York sau micul Paris sau ce vor ei, asta e clar o minciună. Astea sunt promisiuni electorale de care lumea este sătulă. Nu mai e nevoie de... și nu mai crede lumea în așa ceva. Oamenii vor soluții, oamenii vor lucruri concrete. S-au săturat de aceste promisiuni. Dați replica adversarului sau mergeți mai departe? Nu, în cazul în care ignor. Apar o acuzație sau... Nu este cazul să dau curs la aceste lucruri. Până la urmă văd de treaba mea, știu foarte bine ce am de făcut și acum am mai spus, vreau să duc o campanie cinstită, o campanie corectă. Dacă ei așa știu să facă campanie, eu o să le demonstrez că se poate face și altfel. Care ar fi calitățile pe care mizați în această campanie electorală, calități care să vă aducă și voturile cetățenilor? În primul rând, tinerețea, pentru că nu doar faptul că sunt tânără. Totodată am și experiență în administrație, știu despre ce este vorba. În momentul în care vii din afara administrației, poate spui, voi face asta și asta, dar nu știi cu ce se mănâncă administrația. Lucrând acolo știu exact ceea ce înseamnă, cum poți să pui proiectele în aplicare, știu foarte bine care este cursul acestor proiecte, de unde încep și cum ar trebui să se finalizeze. Totodată mizez pe echipa mea, am o echipă tânără și competentă de oameni profesioniști care știu să-și facă bine treaba, care au dorința de a realiza lucruri, de a se afirma, își doresc la fel ca și mine să trăiască în orașul Turceni, au familie, au copii și își doresc un mediu mai bun, atât pentru ei cât și pentru locuitori. Își doresc acest oraș să intre pe un făgaș bun al lucrurilor, să se dezvolte. Echipa de funcționari sau de consilieri? Echipa de consilieri locali. Și în cadrul primăriei sunt persoane tinere, pentru că în 2008 a început oarecum întinerirea personalului din administrație publică și este un lucru foarte bun, pentru că cei tineri au venit cu alt avânt, cu altă informație, cu altă capacitate și își doresc până la urmă să se afirme ca orice tânăr. Muncești mult mai mult ca să te vadă cineva și să poți să crești. În momentul în care ești tânăr, îți dorești să ajungi cât mai sus și muncești. Că numai așa se poate ajunge cât mai sus, dacă muncești, dacă ești corect, perseverezi. Ce v-ar diferenția de ceilalți candidați? Tocmai lucrurile despre care vorbeam. Îmi duc o campanie cinstită, îmi duc o campanie corectă, îmi duc o campanie de promovare a mea ca și candidat, a proiectelor mele, a echipei mele. Nu am aruncat și nu voi arunca cu mizerii sau cu altfel de lucruri care nu se fac în contracandidații mei. Nu recurg la gesturi pe care ei sunt obișnuiți să le facă. De ce v-ar alege pe dumneavoastră și nu pe ceilalți sau pe celălalt? Cam asta ar fi întrebarea. Ce vă diferențiază? De ce v-ar alege omul, ar pune ștampila pe Cristina Cilibiu și nu pe altcineva? Oamenii... Pentru că deja știți că la noi se poartă acea campanie door-to-door, cum, din ușă în ușă, din casă în casă. Noi am avut două acțiuni, una vineri și una duminică, în care oamenii ne-au primit cu o căldură deosebită, cu apropiere. Oamenii au arătat că ne susțin, au încredere în noi. E un lucru pe care nu pot să vi-l transmit în cuvinte. Îl simți în momentul în care iei contact cu fiecare om în parte. Îți dai seama de om... Îți dai seama că are încredere în tine, că te vrea ca primar, vrea să conduci localitatea, are încredere în tine, l-ai convins cu programul pe care îi l-ai prezentat, știe că îi cunoști problemele și până la urmă este de acord cu soluțiile la problemele lui. Iată, încet, încet ne apropiem de finalul acestei emisiuni, însă mai rămân destule minute până la mesajul către alegători, către electorat. Ați mai avea timp să vă prezentați da, alte chiar, proiecte, idei legate de... Chiar mai sunt foarte, foarte multe proiecte de prezentat. Mă bucur că a mai rămas timp, pentru că în prima parte a emisiunii nici nu mi-am dat seama când a trecut timpul. N-am vorbit decât de foarte puține dintre ele. Unul din proiectele importante și un sector care
pentru mine este important sunt serviciile publice. Îmi doresc servicii publice de calitate și vor fi servicii publice de calitate în orașul Turceni. O problemă majoră în acest oraș este cea a câinilor comunitari. În maxim o lună de zile, serviciul de ecarisaj va colecta acești câini de pe domeniul public și vom scăpa de ei, de acest câini. Până la urmă, nu poți să trăiești cu o frică permanentă că copilul ți-l va mușca când va pleca de la școală. În momentul în care vei veni din tura de noapte de la serviciu, vei fi mușcat de câini. Este o problemă majoră pe care o vom rezolva în maxim o lună de zile. La fel, apa potabilă. Așa cum am spus, sănătatea este prioritară pentru mine. O apă care nu este curată nu înseamnă sănătate. Va fi reabilitat sistemul de depozitare și de transport al apei potabile ca să putem beneficia de o apă potabilă în acest oraș. Curățenia. Așa cum am mai spus, ca și acasă, trebuie să trăiești într-un oraș curat. Va trebui să ne implicăm, să facem curat și până la urmă, după ce faci curățenia generală, va trebui să o menții. Asta voi face eu, voi menține curățenia în orașul Turceni. Vom avea grijă de spațiile verzi și vom crea cât mai multe, atât cele din oraș, cât și către satele aparținătoare. Și ei au nevoie de spații verzi care vor fi întreținute, vom planta flori, vom planta arbuști ornamentali. Va trebui să avem aspect de oraș adevărat. Vorbeam și despre sport. Până la urmă este important, avem copii cu toții, suntem tineri. Este important să-i scoatem din fața televizorului, din fața calculatorului. Trăim într-o generație în care ei nu mai sunt învățați să comunice. Interacționează pe Facebook, stau toată ziua la desene, calculatorul este principala lor ocupație. Va trebui să-i motivăm, să-i scoatem afară din casă, să practice sport. Sportul înseamnă sănătate. Așa cum știm, bugetul local nu este îndestulător pentru toate problemele. Va trebui și vom atrage fonduri din sectorul privat. Sunt oameni, sunt agenți economici care vor să investească în sectorul privat. Vom găsi acești agenți economici. Avem deja discuții cu mulți dintre ei și vor investi în sport. Vom atrage fonduri suplimentare pe lângă cele de la bugetul local pentru a crea un aspect optim al bazelor sportive și pentru a crea și până la urmă a motiva acești copii să iasă afară din casă, să practice sportul. Un alt sector important despre care vreau să vorbesc este educația. Până la urmă investim în educație, investim în noi, investim în copiii noștri, investim în viitorul nostru, investim pe termen lung. La fel vom încuraja implicarea agenților economici în procesul de instruire practică a elevilor, prin încheierea de parteneriate. Ce vreau să spun, pentru că mulți din elevii care pleacă de pe băncile școlii vor fi șomeri. De ce? Pentru că oferta de locuri de muncă nu este adaptată, de fapt structura liceului tehnologic Turceni de la Turceni va trebui adaptată la nevoia pieții de muncă. Acești copii, după ce termină, să-și găsească un loc de muncă. Până la urmă, ce se cere în Turceni? Se cer, eu știu, bucătari, chelneri, sudori sau ce se mai cer? Va trebui să adaptăm această structură a liceului la nevoile pieței de muncă. Astfel, fiecare își va găsi un loc de muncă și va fi mult mai ușor să se dezvolte. Totodată, ca să poți să ai un învățământ performant, va trebui să recompensezi. Sunt elevi care au participat și au obținut merite deosebite la olimpiadele județene, la cele naționale. Acești copii merită să fie răsplătiți, merită să fie recompensați, atât ei cât și cadrele didactice. Sunt oameni care se implică, oameni care poate stau de dimineață până seara, salariile sunt așa cum sunt în bugetul de stat și ale profesorilor, stau și muncesc și se ocupă de acești copii. Și ei trebuie recompensați, este obligatoriu. Noi vrem să încurajăm exemplu pozitiv. Este un lucru esențial. Copilul care își dorește să învețe va trebui încurajat și recompensat ca să meargă mai departe. Va trebui susținut. Așa cum am mai spus, în momentul în care investești în educație, investești în noi.
Chiar a fost anul trecut, cred, la un concert al Tudor Gheorghe și spunea acest lucru. Era nemulțumit că foarte mulți copii, cei de clasa 12, cel puțin, care au terminat anul trecut, foarte mulți, un procent foarte mare, nu au luat bacul, au luat chiar note de 2, de 3 și spunea, nu râdeți, nu este de râs. Voi cei care sunteți în sală ar trebui să vă gândiți că ăștia care nu au luat bacul vor trebui să muncească ca să vă luați pensiile. Este dureros când stai să te gândești la lucrul acesta. Tocmai de aceea încurajăm educația, încurajăm tineri întreprinzători, încurajăm agenții economici să creăm locuri de muncă, să aibă cine să muncească, să fie competenți și până la urmă să ne dezvoltăm cu toții. Da, iată că încet, încet ne apropia de finalul acestei emisiuni. Dacă tot suntem în zona aceasta încheierii, aș dori să vă concentrați ideile într-un mesaj către alegători, către electorat. Da, ce aș putea să vă spun, că îmi doresc să promovez adevăratele valori pe baza cărora este structurată o societate sănătoasă. Îmi doresc ca atât tinerii cât și vârstnicii să aibă dreptul la o viață mai bună, pe care o poți realiza numai prin muncă, prin corectitudine și prin perseverență. Dacă și dumneavoastră împărțiți aceleași valori și aceleași principii, votați Cristina Cilibiu și votați echipa PSD. Da, iată, suntem chiar la final în acest moment. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și de telespectatorii mei. Urmează în continuare aproape 2 săptămâni de campanie electorală. Rămâneți cu TV Sud. O seară bună să aveți!